Avem în față o farfurie de 8 puncte și una de 4 puncte. Mai cum? Alex, spune tu ce cheesecake ai făcut. A treia variantă a mea de cheesecake care a ieșit pe bandă a fost un cheesecake cu un sos de fructe de pădure lângă. Blat de ciocolată fără făină și bezea italiană. Masa atât de mină. Bine, mă! Ești acasă! Ești acasă! Prostă farfurie! Mi se pare că am avut o farfurie proastă astăzi. Și tu mă aștepta. Dar asta este. Am învățat lecția și o să fie mai bine data viitoare. Nu cred că l-am dezamăgit, pentru că dorința lui nu au fost notele mari. După duel, nu se așteaptă la note mari și să ne întoarcem toți. Ați făcut-o cu capul, ați făcut-o cu capul. Hai. Nu vine să plâng, mă jur. Mi s-a rupt filmul, nu mai contează ce am făcut, s-a șters tot, s-a dus bucuria mea, chiar dacă am luat 15 puncte, nu ajută pe nimeni cu nimic, nici pe mine nu mă încălzește, e o victorie seacă, fără gust. Cum, mă, nu era baza mea, era în tine, mă. Primul care l-am făcut, mi s-a stricat în cuptor, al doilea care l-am făcut, am deschis ușa la congelator, mi-a căzut pe jos și am mai avut 4 minute să-l fac pe-al treilea. Ba, atât ghinion să am astăzi. Am gătit bine, am pierdut. Alex, cuțitul de aur, îmi pleacă acasă tot pe niște ghinioane, mă? Hai, mă, că asta e zi de-aia, dar ce e, mă, mars 13? Doamne, iartă-mă, e, mă. Doamne, ferește, păi erai boaza mea, Alex. Cum așa, mă? Să ai 3 ghinioane într-o oră? 3? Ieșea o super tartă dacă era totul cum trebuie. N-ai cum, așa, mă. Doamne ferește! N-ai cum, brodere. Dă să mă salvează-l, șef, șef, să bune salvează-l. Șef, salvează-l, șef, te rog mult de tot. Nu am cum să-l salvez, că n-am nicio amuletă de genul ăsta. Nu am nicio amuletă, crezi că nu foloseam? L-am dezamăgit foarte mult pe șef Bonte. Nu vroiam, dar s-a întâmplat. Nu știu dacă a dezamăgit el pe cineva, dar cred că l-am dezamăgit noi, restul echipei. Oricum, locul nu era singur la un banc departe de lui. Dar cineva tot ne-a pus să alege locul din față. Hai. În final vreau să ajut pe unul dintre voi, da? Da, neapărat. Măcar unul. Auzi că mi-e place câte doi. Te pup, Alex. Să ai grijă de tine, Alex. Alex, e clar, este un bucătar foarte bun, de-aia am și dat cuțitul de aur, dar pur și simplu, o zi proastă și atât-o, nimic altceva. Șef la cuțite pentru mine a fost o experiență plăcută, o lecție de viață. Am învățat că poți da greș cu toată experiența pe care o ai. Trebuie tot timpul să ai ceva de rezervă, un plan de rezervă și să nu fii sigur pe tine.